A fost groaznic să ți se ia din brațe și să nu știi ce se întâmplă și... Boala asta avansează și creează o încărcare a circulației, în primul rând a circulației pulmonare, și plămânii treptat se strică. Pe urmă se ajunge la un stadiu la care operația nu se mai poate face și de asta, la patologia asta, trebuie intervenit în primele luni, primii ani de viață, cel târziu. Și fără tratament, asta scurtează viața considerabil. Nu aveam speranțe să fie bine, dar e peste așteptările mele. Mi-era teamă groaznic de operație. Știu că doctorii au făcut tot ce au putut și ea a reacționat bine și e bine. Orice copil e minunat. E minunat să ai copii, dar e greu când sunt probleme. E greu. Copilul ăsta are și alte probleme. Are sindromul Down, dar în practica modernă nu se mai diferențiază și orice copil beneficiază de tratament, indiferent de alte probleme, alte comorbidități, tratăm pe toți în mod egal. Deci șansele ei sunt bune.